fast food e orice mâncare care o gătești repede. Nu înseamnă doar restaurantele care sunt gen fast food, orice avem în casă care se pregătește repede, e gen fast food. Să începem cu micul dejun. Ce înseamnă fast food? Cerealele care le folosim noi acum. Am locuit ouă, brânză, roșii, castraveți. Ăsta conține doar zahăr, are foarte multe calorii care nu necesită corpul nostru așa de dimineață și fade. N-au nici un beneficiu în corpul nostru. După micul dejun, când le-am dat zahăr, corpul începe să ceară și mai multă zahăr. Deci, după o oră, două, o să-ți mai ceară copilul ceva. Și te duci să-i dai gustărică ce? Ciocolata, bomboane, o tabletă din asta de 100 de grame, are undeva la 500-600 de grame de calorii. Noi am învățat copiii să fie recompensa lor, mereu, o ciocolată. Și asta mare greșeală, o facem noi. Recompensa trebuie să fie undeva fructe gonfiate, necesitate de zahăr, poți o iei și din fructe. Cum trebuie să mâncăm? Cum este corect să mâncăm fructele, legumele? Le putem face sucuri, smoothie-uri, că tot se poartă acum. Eu aș prefera nu, să mâncăm fructul cu totul. Ca să faci un fresh de portocale, îți trebuie cam undeva la 3-4 portocale. În mod normal, tu nu poți să consumi 3-4 portocale să le mănânci pur și simplu normal. Noi când am făcut treaba asta, ce am scos? Am scos doar zeama, zaharul din fruct și tot ce e bun, l-am lăsat în fruct. L-am aruncat. Am ajuns la un prânz. Asta e o salată, să zicem tabule, se numește. Are pătrunjel, roșu, ceapă, burgul și toate ingredientele astea. Vezi farfuria cât de mare e? Este egal cu acest lucru. Vorbim de calorii. Asta are vreo 300 și ceva de calorii. Nu are niciun vitamin, nu are nimic. Are plin de zahăr și grăsimi și gusturi artificiale. Aici e plin de vitamine. Hai să vorbim câte calorii are acest meniu. Un suc, un hamburger și niște cartofi. Are 2000 de calorii aproape. Adică fix cât trebuie să consumă o persoană într-o zi. Într-o zi, exact. Asta l-ai consumat, după 2 ore se foame. Dar dacă ai mâncat un piept de pui, o pulpă de pui, orice vrei, orice fel de carne. Și să zicem, cât cartofi, dar sunt făcut acasă, nu sunt prăjit, sunt în cuptor, birou de cartofi, cred că are calorii cât un sfert din asta. Domnul doctor, dar ce facem dacă ne este poftă, nu știu, de ciocolată, de jeleuri? E foarte important lucru că este esențial, nu există poftă. Există că ți-e foame. Noi prunțuim când ne e foame. Greșesc foarte mult părinții. Ei sunt cei care învață copiii să nu mănânce sănătos. Cea mai mare greșeală o facem noi, adulți. Și eu consum fast food, o să mă vadă și consum și o să consumă și el.